Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum veți sta cu dragostea voi, cei din Zodia Leu, sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Leu, în perioada 16-30 aprilie 2023. Dacă vă doriți o citire personalizată, unde puteți afla absolut tot ceea ce vă interesează, sau întâmpinați vreo problemă și nu știți cum să ieșiți din ea sau nu găsiți o rezolvare, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981530, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Aveți și două mesaje suplimentare. Văd că vă caută cineva în perioada următoare cu multă dragoste, vă face o propunere, vă invită undeva. Și depinde doar de voi dacă acceptați sau nu. Este cineva care vine cu sentimente și cu gânduri sincere către voi, poate își dorește și o împăcare acolo unde este cazul, dar sunteți bine aspectați. Energia principală vine cu valetul de bâte, care aduce noutate, un telefon, un mesaj, care vă surprinde într-un mod plăcut. Rezolvarea unor probleme amoroase, pentru că apare un nou început în viața voastră și aduce multă binecuvântare. Poate aveți de a face cu un taur, Fecioară, Capricorn sau cu un semn de foc, Berbecleu, Săgetător, dar văd mult mai multă claritate în rezolvarea problemelor, pentru că voi ați așteptat acest moment destul de mult timp și acum lucrurile parcă se îndreaptă în direcția dorită de voi, dar parcă totul stagnează. Apare acest început, dar vreți ceva mai mult? Să vedem care este sentimentul, gândirea, trăirea pe care o aveți și vă provoacă acest blocaj. Faptul că cineva vă cam respinge și asta vă dă mult de gândit, sau poate voi sunteți cei care veți respinge anumite situații pentru că mai aveți nevoie de timp de gândire. Dar este o energie bună pentru că apar multe binecuvântări în viața voastră, apar situații din soartă, apare o șansă foarte benefică pentru voi de a aduce ceva stabil. E posibil să vă caute cineva și să refuzați acea persoană, nu aș exclude varianta aceasta, mai ales că vă uitați într-o anumită direcție și voi vreți să ajungeți în acea direcție. Sau poate fi vorba și de faptul că puneți așa punct unor situații care tot vă țin pe loc. Ce va gândi persoana iubită? Văd că stă și analizează tot ce s-a întâmplat. El sau ea știe cât de mult ați investit. Văd comunicare prin discuțiile pe care le veți avea. Vă veți da seama ce este de făcut. Pentru că aici adevărul va ieși la iveală, iar o dorință a voastră va prinde contur. Dar văd și o nouă modalitate de a-l aborda sau de a aborda această persoană ca să aflați adevărul. Da, din partea acestei persoane vine declarația. Se gândește, vrea să clădească ceva cu voi, mai ales că ați avut o perioadă foarte intensă, cu multă agitație, cu multe schimbări, suișuri, coborâșuri, dar cu toate acestea mi-apare și o îmbunătățire în gândurile acestei persoane și scăparea de dificultăți, dificultatea de a vă spune ce gândește, pentru că va vedea tot ce este mai bun în voi, își va schimba atitudinea, comportamentul, gândirea față de voi și o să vă pun așa pe un punct foarte înalt în mintea și în sufletul acestei persoane. Ce va gândi, ce va simți? Un pic cam nemulțumită, ca și cum lucrurile nu merg în direcția dorită de el sau de ea. Nu știe ce să facă pe mai departe, pentru că cred că va greși tare mult această persoană și voi v-ați răcit, v-ați distanțat, ați respins această persoană și e foarte mâhnită, că nu știe cum să-și îndrepte greșelile, că realizează cât de mult vă iubește și vrea să-și îndrepte greșelile față de voi. Îi pare rău că a fost rece, că a fost distantă și că a creat această problemă în relația voastră, dar văd că sentimente curate are față de voi și timpul va arăta acest lucru, pentru că o să vă facă la un moment dat să vă simțiți ca acasă și doar așa să vă dați seama cât de mult însemnați pentru el sau pentru ea. Pentru cei aflați într-o relație, văd anumite secrete care vor ieși la iveală, dar și foarte multă intuiție. Apare și faptul că vine cineva și vă cere iertare și vă spune cât de mult vă iubește, pentru că își dorește tare mult să scape de acest gând, de această suferință. Poate apărea un copil în anumite situații sau un nou mod de a aborda
lucrurile din relație, dar văd lucruri care vor ieși la iveală, dar și o, un sentiment foarte profund. Ieșiți, mergeți în locuri necunoscute sau se întâmplă evenimente la care nu v-ați fi așteptat niciodată sau nici măcar nu v-ați fi gândit, nu le-ați luat în calcul niciodată. Dar toate vin în soarta și în destinul vostru pentru a rezolva o problemă sentimentală. Sunteți făcuți unul pentru celălalt. Ia să vedem. Dar văd și foarte multă supărare. Cred că depășiți acest moment de supărare, pentru că sunt multe sacrificii făcute pentru această relație și a venit momentul să vă bucurați de ceva nou. Sau să aflați, de fapt, unde, de ce s-a ajuns în punctul ăsta în relație sau ce este de făcut pe mai departe, să ieșiți din zona aceasta. Sunt multe lucruri care ies la suprafață și voi o să faceți niște schimbări sau veți lua niște decizii. Pentru ce aflați într-un trio amoros, văd că lipsește comunicarea cu desăvârșire, dar apare, pentru că apare o declarație de dragoste. Vă caută acea persoană cu care nu ați mai vorbit de ceva timp și voi sunteți curioși ce vrea, ce vrea să vă transmită, vrea să vorbească cu voi. Dar vedeți că este o persoană cu două fețe sau conversațiile nu vor fi, odată sunt într-un fel și altă dată sunt în alt fel și nu mai înțelegeți nimic. Dar aveți și voi un as în mânecă și veți face astfel încât să aflați exact ce vrea această persoană sau ce are de gând să facă. Mai ales că v-a ținut pe pauză ceva timp, dar nu a mai comunicat, nu a mai dat niciun semn de viață și dintr-o dată reapare. Deci oricum ceva vi se pare așa ciudat. Pentru cei singuri apare cineva care se tot bagă în seamă cu voi. Îl veți cunoaște sau veți cunoaște într-o adunare de oameni. E o persoană foarte înțeleaptă, e o persoană foarte matură, e o persoană care își dorește o șansă cu voi, dar văd așa o situație care apare spontan și vă bucură, e ca un noroc venit de sus. Dar vă văd foarte precauți, pentru că voi ați mai avut de-a face cu astfel de situații și nu sunteți încrezători. Poate aveți de-a face cu o persoană mai publică, poate aveți de-a face cu o persoană mai curtată și aici sunteți un pic mai atenți ca niciodată, pentru că nu vreți să fiți pe victima nimănui. Sau sunteți mult mai prudenți în a vă implica într-o anumită poveste ca nu cumva să existe consecințe. Provocare vine cu diavolul. Aici aduce multă tentație, ispită, ceartă, persoane care se bagă, o discuție care vă lasă rece, așa, nu vă vine să credeți, dar parcă totul se clarifică dacă se schimbă tonul, atitudinea în această situație sau analizați mult mai profund situația în sine, pentru că văd că stați și da, un mesaj cred că va fi înțeles greșit și aici o să apară așa ca o provocare, dar e o provocare care vă provoacă un gol în suflet, e un mesaj care nu vă cade bine de la persoana iubită, vă provoacă un gol în suflet și parcă analizați așa mult mai în detaliu tot ce a scris acolo sau ce ați auzit poate unii dintre voi sau ce auziți. Iar surpriza vine cu o împăcare, da, cu o împăcare care vine cu multă bucurie și văd o stabilitate mult mai puternică în casă, în familia voastră. Vă mutați împreună sau vă veți înțelege mai bine ca niciodată, mai ales că ați trecut printr-o perioadă în care ați avut nevoie de dragostea aceasta. Dar văd că puneți, se încheie o perioadă în care ați suferit, în care v-ați simțit abandonați, pentru că revine în viața voastră un suflet pereche sau o persoană cu care aveți o conexiune aparte. Și aici veți avea parte de stabilitate, de siguranță. Vă bucurați din plin de ceea ce vă rezervă viața și văd că lăsați ceva să meargă mai departe. Lăsați ceva în urmă, schimbați ceva. Sfatul vine cu faptul că trebuie să luați o hotărâre și să nu vă mai uitați în urmă la ceea ce a fost. Da, e vorba de o energie pe care voi vreți să o lăsați în urmă, o conversație pe care vreți să o lăsați în urmă și foarte bine faceți pentru că va începe un nou capitol în viața voastră și o să deschidă noi uși, noi situații, o să aducă în viața voastră noi persoane. Voi aici sunteți niște oameni foarte frumoși, trebuie să dați atenție anumitor semne pentru că aveți nevoie de vindecare, să nu stați într-o relație toxică, pentru că sunteți foarte tentați. Vedeți că apar foarte multe tentații în perioada imediat următoare și trebuie să fiți atenți, să analizați foarte profund fiecare gest, fiecare semn care apare
fiecare conversație, ca nu cumva să vă treziți într-o situație în care puneți suflet sau vă implicați tare mult și ajungeți să suferiți pentru că acea persoană n-a fost corectă față de voi. V-am zis, apar și împăcări, este o perioadă intensă, iar timpul aici o să vindece multe răni la voi, la cei care treceți pentru o perioadă negativă pe planul amoros. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!